Data trecută te rugasem să-mi traduci, ca să zic așa, un text scris cu chirilice, ți-amintești? Așa cu arișul care n-are chelijii. Da, știi că uneori am probleme să înțeleg ce spun funcționarii voștri? Erai, găsă problemă, romnaș. Parcă numai tu ai problema asta. Eu cred că 70% din moldoveni nu înțeleg, spun poliții ăștia noștri, nică nu înțeleg. Uite, vreau să-mi explici ce a avut în vedere un funcționar de la Primăria Capitalei, unul responsabil de transportul electric. Doamne, îmi scapă numele. Transportul electric? Da, da. Adică traleibusul, da? Exact. Stai, că eu parcă-l știe, mă, era un acolo, așa el... Murgoci. Drept că uneori îl scriu Morgoci, dar și bun și cu Morgoci ăsta. În fine, se discuta la primărie o chestiune. Deci, așa. Acum în troleibuze și autobuze, taxatoarele sunt cele care adună bani de la călători și dau tichete, nu? Nu, da, normal. Și? Ideea este să se treacă la taxare automată, adică pasagerii să composteze singuri tichetele astea. Da, am auzit și eu de asta. Bun. Și până la urmă, ideea a fost respinsă. Dar că nici n-a fost respinsă, e normal. Moldovenii și așa îi sprimblă ca zaiații. Dacă mai scot și femeile astea, cum le zici tu, taxatoare, care strâng bani pe bilete, până n-ați mai plătească nimeni, vapșie. Iartă-mă puțin, se plimbă ca ce ai zis? Ca zaia, za ce? Ca zaiții, băi. Zaiț. Nu zaiți pagădit, și-i văzut tu ei, romnașul, adică zaiței. Ca zaiței asta înseamnă că sprimlă pe degeaba, înțelegi? Ca iepurii. Aha, bun. Ziceam că ideea a fost respinsă și aici acest cum vei zis tu că-l cheamă? Murgoci, așa, este întrebat ce părere are el apropo de faptul că taxarea automată a fost respinsă. Și el a spus o frază din care n-am înțeles nimic. Știi ce a zis? Că întrebarea este verde. Întrebarea este verde? Da. Nipone. Păi, ea privește dacă nu mă crezi. Hai. Ia da, vai. Eu să cot că această întrebare până ce fie în municipiul Chișinău că este verde. Este verde. Lămurește-mă, ce are a face aici culoarea verde? Dacă el, acest murgoci, este responsabil de transportul electric, de ce, domnule, vorbește de o întrebare verde, dar nu știu, de parcă ar fi responsabil de spațiile verzi? Mai șert, tașulea, că eu mă gândesc, tași. Stai că eu mă gândesc să găsesc un exemplu, nici o fig, n-ai să înțelegi, dacă n-ați să lămuresc eu ca oamenii. Și-o am găsit. Așa. Ascult. Am înțeles. Romnaș, fii atent. Uite. Eu am văzut la televizor cum în unele orașe din Europa apar așa un fel de transport, toli mașini, toli butcă de tren, toli hrene, vă zi n-ai ce-i. Parcă e o cabină ei pentru un om și ei merg pe o relse de asta, pe o șină ei, ca de la tren, știi? Tu intri însa și te duci de-o pildă la aeroport, da? Așa. Abia că spun, la voi, la București, ar putea să apară așa ceva? Poate pe viitor, acum mă tem că e de vreme. O, romnașul, îi de vreme. Ia ca asta au vrut să spună și murgoci. Că taxarea e asta automat, electric, cum vor ei să o fac cu carciucă. Și pentru Moldova, îi de vreme. Adică îi verdi. Da, nu prea văd logica. Cum îi nu vezi logica, romnașul? În limba rusă este așa o vorbă. Vapros ni s-a zrel. Clar, iar limba rusă. Dar și tinerii, te timpul e limba rusă. Ascultă aici, vapros ni s-a zrel. Adică întrebarea, ori chestiunea, nu s-o copt. Înțelegi? Ca jișurile pe copac, e verde. Chestiunea e verde? Da. Adică nu e coaptă. Așa. Da. Dacă nu mi-explicai tu, nu aș fi înțeles-o niciodată. Stai o leacă, nu numai dacă nu ți explicam eu, dar dacă nu ți explicam cu așa exemplu frumos, sfig înțelegei tu. Asta pentru, știi, deși e rămnașul. Pentru că și tu e rămnașul, ești încă verde, ca să o înțelegi. Rămnașul ni s-a zrel. Eu să cot că această întrebare până ce fie în municipiul Chișinău, că este verde.